cu autoritățile. Ce fel de stabilitate? De unde să se simtă oamenii bine în țara asta? Oamenii pleacă. Și asta este cea mai mare provocare a acestei țări, pentru că o să devenim o țară fantomă dacă o să continue aceste procese, dacă oamenii nu o să-și recâștige încrederea că merită să rămână în Republica Moldova, că merită să-și construiască un viitor acasă, o să ajungem o țară depopulată. Și asta face guvernul.